Xiaomi ne-a obișnuit cu ideea de flagship de toamnă, acolo unde alte companii au renunțat la această abordare. OnePlus nu mai are așa ceva, Oppo nu are, Samsung nu are, nici Asus. Ei bine, pentru asta există Xiaomi T-urile și dacă anul trecut era despre camera de 200 de megapixel și cropurile sale avansate, acum avem un Xiaomi 13T Pro care aduce și Leica în ecuație. Plus un spate din piele, încărcare ultra rapidă și cel mai puternic procesor MediaTek al momentului. Know-how-ul nemțesc de la Leica l-am pus la treabă fix în Berlin și acum vă arătăm ce a ieșit. Eu sunt Alex, voi urmăriți mobilisimo.ro și aceasta este recenzia lui Xiaomi 13T Pro. Telefonul are un design interesant. Modulul foto angular, cu marginile sale tăiate la 45 de grade, integrează două camere proeminente, o cameră ascunsă sub sticlă și sigla Leica. În completare, spatele texturat din piele ecologică îi oferă terminalului un plus de personalitate, creând astfel un aspect inedit și distinct. Nu sunt sigur însă că va fi pe placul tuturor și e probabil ca opiniile să fie împărțite în privința designului. Avem însă și variante fără acest spate, iar culorile în care e disponibil sunt Alpine Blue, Meadow Green și Black, deci aveți opțiuni. Apropo, varianta neagră vine cu un spate lucios din sticlă. Frontal avem un display de calitate cu ramă ca de iPhone de groasă, asta dacă referință sunt modelele mai vechi. Marginile telefonului sunt din metal și sunt destul de subțiri, dar fiind drepte, conferă totuși o senzație sigură la prindere. Per total, mă satisface privind designul. Ecranul este unul foarte luminos, atingând peste 830 de lux, deci nu veți întâmpina probleme de lizibilitate și vizibilitate nici chiar în cele mai aspre condiții de lumină. Are diagonala de 6,67 inci și este un AMOLED cu rezoluție 1220p și cu refresh rate dinamic de 144 Hz. Impresionează culorile sale 12-bit și suportul Dolby Vision. Cred că nu se îndoiește nimeni că telefonul este unul puternic, chiar dacă urcă doar pe poziția 5 în testul Antutu 10 în topurile noastre. O face însă și cu un sacrificiu, adică se supraîncălzește. Xiaomi 13T Pro, în strădania sa de a ocupa un loc de top, a depășit 45 de grade Celsius. Din fericire, în gaming se comportă exemplar. În 15 minute de joc, Asphalt 9 a rămas în jurul la 34 de grade Celsius. Pe de altă parte, nu pierde din putere în timpul benchmark-urilor și a jocurilor. În ce privește testul de throttling, a coborât doar 15%, ajungând la nivelul de 85%, ceea ce e bine. Statisticile noastre arată că este egalul lui Sony Xperia 1 Mark V și al lui Galaxy Z Fold 5 privind puterea, ceea ce este de lăudat. Și ca să fie clar, lucrăm aici cu un MediaTek Dimensity 9200+, cu 12 sau 16 GB de RAM LPDDR5X și stocare UFS 4.0. În privința bateriei, nu mai sunt atât de entuziasmat. Am văzut și mai bine segmentul lui de preț. În principiu, nu e mare diferență între rezultatele testelor de anduranță în timpul utilizării și rezultatul testului generic de playback video. Ei bine, ăsta e un lucru ciudat, deoarece de regulă telefoanele prestează mai bine la testul video. În cazul de față, am atins 14 ore și 20 de minute de playback, iar la testul de utilizare continuă, test sintetic PC Mark, 13 ore și 16 minute. Aceste rezultate îl clasează pe pozițiile 256, respectiv 131, în topurile mobilisimă all time. Evident, nu sunt poziții prea măgulitoare. Înțelegeți astfel dezamăgirea pe care o simțim aici. Din fericire, încărcarea este foarte rapidă și avem și încărcător în cutia telefonului. Atingem nivelul de 100% al bateriei în doar 29 de minute, iar în 15 suntem deja la 61%. Experiență mixtă, deci, cu această baterie. Acustica este destul de bună, chiar dacă difuzoarele nu sunt de nivelul celor specifice unui gaming phone, să zicem. Sunt puternice și oferă sunet stereo așa cum v-ați aștepta. Vă vor mulțumi când urmăriți un video pe YouTube sau când ascultați muzică în timp ce vă relaxați în curte sau pe balcon. Basul este exact ce aveți nevoie, înaltele sunt satisfăcătoare, mai ales pentru genul house. Voci clare și fără distorsionare, chiar și la volum maxim. Nu am uitat de conectivitate. E un telefon 5G la urma urmei, care vine cu Wi-Fi 7, da, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC și are sus un emițător infraroșu. Apelurile se aud clar,
iar la speed test Wi-Fi avem 808 MB la download și 846 MB la upload în rețeaua Digi. La testul 5G am ajuns la 193 MB la download și 111 la upload. La capitolul software, zero surprize. Ce am avut pe Xiaomi 13 Pro și 13 Ultra avem și aici. E vorba despre Android 13 cu MIUI 14 și cu promisiunea a 4 ani de actualizări majore Android și 5 ani de security patch-uri. Pe MIUI îl știm deja. Notificări și control center despărțite, app drawer pe categorii, widgeturi minimaliste. Quick setting este mai degrabă transparent, navigarea o facem prin gesturi swipe și Recents e cu clasicele sale cards, doar că împărțite mai generos pe ecran. Putem deschide aplicații în ferestre plutitoare și avem și sidebar, dar unul contextual. La jocuri aduce opțiuni de gaming, de la captură de ecran, la tuning de performanță și la YouTube aduce opțiuni video. Poți să savurezi muzica și cu ecranul închis, chit că nu ai YouTube Premium. Cititorul de amprente din ecran a răspuns imediat la atingeri. E precis și rapid, evident unul optic. Avem parte și de personalizare cu stilurile lui Always On Display, cu teme, fonturi, culori, iconuri. Există și acel hub security cu lista neagră de aplicații, tuning de Facebook, analizarea consumului bateriei, scanner de securitate și un foarte util cleaner. Poți de asemenea extinde RAM-ul în mod virtual cu până la 8 GB. La cameră găsim un decupaj frontal destul de mic pentru un senzor de 20 de megapixeli cu deschidere f2.2 și lentilă asferică 5P. Această cameră selfie suportă HDR, portrait și night mode. În spate găsim o cameră triplă cu senzor principal de 50 de megapixeli cu captură cu pixel mari, combinând 4 pixeli în 1 pentru un super pixel. Optează pentru o lentilă Leica Vario Summicron, are deschidere f1.9 și e vorba de o lentilă asferică 7P. Aduce stabilizare optică și filmare HDR10+, în 4K la 30 fps. Apoi vine camera telefoto de 50 de megapixeli cu optică Leica, distanță focală de 50 de mm și zoom optic 2X. A treia cameră este cea ultra-wide de 12 megapixeli, tot cu optică Leica și cu deschidere f2.2. Ca și la Xiaomi 13, 13 Pro și 13 Ultra, avem aici stilurile Leica Vibrant și Authentic, pentru profiluri de culoare mai aprinse sau mai realiste. Primim și Pro Focus, care capturează obiecte în mișcare rapidă, și Night Mode, dar și ceva numit Master Lens System. E practic un sistem de bokeh manifestat în trei forme. Obiectiv de documentar, bokeh cu efect de vârtej și obiectiv soft focus. La captura video se produce marea noutate, opțiunea Log 4.2.0, H.265, 10-bit și Rec 709 LUT pentru culori cât mai precise și colorizare cât mai ușoară pentru editarea de după filmare. Poți importa stiluri LUT pe telefon. Bun, și acum hai să vă arăt o galerie, și nu orice galerie. Fotografiile de pe timp de zi au fost realizate în Berlin și văd o cameră înfometată de lumină. Camera principală, evident. Nu remarc vreo deformare a marginilor sau pierderi ale vreunor detalii pentru camera ultra-wide, care chiar e necesară pentru a prinde amploarea unor clădiri sau monumente din capitala germană. Fie că vorbim despre Mercedes-Platz sau de zidul Berlinului din partea de est a orașului sau de clădirile cu design industrial din zonă. Culorile tind spre rece, lumina abundă și văd și câteva reflexii mai ciudățele. Close-up-urile cu flori sunt reușite, focalizarea precisă și tot precisă este și pe acele bruschete de la restaurant. Atenție la filtre totuși, pot ieși radioactive pe palatele culinare. Am prins de asemenea un pizzer în acțiune în vreme ce ne pregătea pizza, iar texturile au fost savuroase, dar rezultatul este mai mult la nivel de high mid-range dacă îl iei la bani mărunți. Detaliile feliei de pizza sunt impresionante și văd mai mulți pixeli aici decât la captura cu al meu iPhone 15 Pro. Și la crop ai mai multe detalii. Observ totuși elemente ciudate de focalizare care ratează aici și colo totuși. Selfie-urile sunt reușite în a mă decupa față de fundal, au o rezoluție foarte mare și un blur de DSLR sau Huawei Mate. Dintr-o dată ne mutăm la zidul Berlinului și pozele parcă prind viață. Se încarcă de culori, texturi, detalii, contrast plăcut. Cerul arată excelent, paleta de culori e largă. Vedem tributuri aduse aici marilor războaie și cauze din lume, ba chiar și un tribut Pink Floyd, știți voi, The Wall. Simboluri ale păcii și opresiunii sunt înlănțuite de artiști locali, care au pictat intens în ultimii 30 plus ani pe acest zid. Arta urbană e la ea acasă, cu grafitiuri cu King Kong în alb-negru și Godzilla, alături de clădiri de cărămidă și un Trump cu creastă prins la zoom 2-3X în mod excelent.
O școală de muzică cu biciclete Doldora în față și un ochi pe perete ne întâmpină psihedelic lângă o carcasă ruginită care mi-amintește de un robot din jocul Horizon Zero Dawn. Vă las cu o galerie de decoruri industriale, cărămizi și țevi metalice, beer garden-uri și râul Spree, pe care treceau vapoare mai mari decât mă așteptam. Noaptea ne mutăm la Timișoara, unde găsim iar multă lumină, claritate ok și focalizare perfectă pe acel dragon de la fântână. Ultrawide-ul își arată limitările, mărind luminile și deformând subiecții pe lateral, ba chiar și central. Sunt unele reflexii cam mari și unele halouri mov pe alocuri. Night Mode rezolvă din probleme și avem și un Night Mode deja integrat în cameră, activ ca mod default. Aș remarca fațadele clădirilor cu multiple seturi de iluminare și fotografiile cu scena în amenajare, cu detalii spectaculoase și un verde al schelelor hipnotic. Scenariul dificil al iluminării albastre a plantelor a dat de furcă acestei camere, părând că avem o pată de cerneală pe ecran. Sunt limitări, asta este evident, dar poți face poze bune de Insta totuși în vacanță. Trecând la video, am filmat cu Steady Video la acel Mercedes plat și am prins o imagine foarte albă, dar detalii surprinzător de ok pentru Full HD. Am și crezut că e 4K pentru o clipă. În partea dreaptă am observat niște frunze cam arse la copaci. Filmarea 4K e la nivel de flagship, are toți pixelii acolo și se bate cu Samsung-uri și iPhone-uri. Zoom-ul se face în trepte și după 2-3x nu mă impresionează. 5x face deja halouri mov pe oameni. Am și un TikTok, o filmare verticală making of de pizza la un restaurant cu niște ezitări la focalizare, dar e drept că filmam prin sticlă. De asemenea, există o filmare pe malul râului Spree cu un ghid care ne explică ce urmează să vedem, mai precis partea de est a Berlinului și celebrul zid. Am remarcat o naturalețe a nuanței pielii și focalizare bună pe chipurile persoanelor. Vedeți și un vlog realizat de mine cu o colecție de graffiti-uri. Stilurile grafice sunt variate, de la școala japoneză, la cea italiană, franceză și evident germană. Multe opere sunt noi, realizate prin 2009 să zicem, dar și pe durata pandemiei, spre exemplu. Vocea mea redată în videouri are mai mult bas și amploare la captura microfonelor decât ce-a oferit iPhone 15 Pro. Am filmat și embarcațiuni pe râul Spree, devenite aurii odată cu Golden Hour-ul soarelui. Plusăm și cu o filmare 8K spre final, doldola de detalii. Am filmat clădiri de apartamente elegante de 1 milion de euro bucata, mai spartane decât ce avem noi în primăverii. Panoramare violentă, dar claritate ok. Filmarea nocturnă nu era deloc, în afară de niscaivat trepidații la captura din mers. Focalizarea pe jetul de apă e ceva ce rar vezi și sursele de lumină sunt ținute bine sub control. Niște reflexii ala iPhone au stricat puțin feng shui-ul, iar zoom-ul nu a părut a fi din cale afară de generos cu detaliile, după un nivel chiar și mic de 2x. Parcă mai bun la panoramat decât în mișcare pe timp de noapte. Ei bine, iată-ne la verdict. Xiaomi 13T Pro are ca plusuri un ecran luminos, corp solid construit și comod de manevrat și o zice omul care a călătorit cu telefonul kilometri întregi prin Berlin. Încărcarea e printre cele mai rapide de pe piață și avem o fiabilitate a dispozitivului completată de 4 ani de actualizări Android. Camera se descurcă ok la fotografia pe timp de zi, noaptea Night Mode rezolvă neajunsuri în mod smart și filmarea este ok la stabilizare, focalizare și mai ales la capturat chipuri de oameni. Iar ca neajunsuri găsim autonomia bateriei, zoom-ul care nu e suficient pentru un flagship, dar și supraîncălzirea. Poate și faptul că MIUI nu a evoluat destul. Designul este polarizant, poate prea sobru și nu-și asumă suficiente riscuri. Camera are unele momente în care pare mai mult de high mid-range decât de flagship. Îl putem recomanda pe acest Xiaomi 13T Pro pentru călătorii și capturi de fețe ale oamenilor, pentru interviuri, poate și pentru concerte. L-aș vedea bun pentru panoramare și pentru clipuri colorizate plăcut. Până acum, să o recunoaștem, Xiaomi nu era reper la filmarea cu telefonul, dar acest model filmează binișor, dacă nu ții neapărat să-l compar cu flagship-urile. Aș spune că filmează excelent pentru zona între 3.000 și 4.000 de lei. Este fiabil și bun de gaming, iar încărcarea rapidă este bună pentru eternul turist și om ocupat. La 2.999 de lei, atunci când va scădea prețul, va fi un best buy. E mai complet decât a fost 12T Pro la vremea sa. Pe curând!